De, să zic câteva cuvinte, să vă transmit salutul și al domnului ministru Ceche, ministrul sănătății, și al domnului ministru Iga și ministrul administrației și internelor pentru această conferință și urările de succes. Este foarte greu să pui oamenii să lucreze împreună, indiferent cât încercăm să spunem că oamenilor îi place să lucreze împreună, când vine la orgolii și la invidii și la alte probleme și la înțelegeri, întotdeauna vedem că oamenii trag dreaptă, stângă, sus, jos, dar nimeni nu vrea să stea cu celălalt să lucreze. Când vorbim de dispecerate integrate în care vrem să punem ambulanța cu pompierii, cu poliția, cu jandarmii, cu toți, imposibil să nu găsiți măcar unul dintre cei care vorbim de ei care se desească N motive că să nu stea împreună să lucreze la un loc. Și să justifice că la el trebuie să fie separat. Dacă vrem să discutăm de integrare de sistem de intervenție, indiferent să nu găsim oameni care justifică dezintegrarea sistemului de intervenție și tratarea lui pe bucăți și nu ca un sistem unitar. Problema este că dacă vorbim de situații speciale, de salvare, de intervenții la accidente, la orice situație, este imposibil ca o singură organizație sau o singură persoană să poată să facă față. Și toți știm acest lucru. Problema este când ajungem la fața locului, cine va fi șeful, cine va da comanda, care instituție va fi cea care va spune că este o instituție organizatoare sau de coordonare a intervenției și așa mai departe. Și astea sunt discuții interminabile când organizezi un sistem de urgență. Legislația României s-a schimbat. În ultimii 3-4 ani, am ajuns să avem în legislație previziuni în acest sens. Previziuni care vorbesc de integrarea comenzii și de comandă unică în cazul accidentelor colective, previziuni care văd un mod de lucru integrat între două ministere, respectiv Ministerul Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor. Avem deja structuri care comasează personal din ambele ministere ca să funcționeze totul ca un sistem integrat. Nu este ușor. Am făcut pași mari înainte și o să vorbim astăzi la ora 11:30, până ieri îl ziceam la Hadi că încă n-am hotărât exact cum o să abordez problema. Astăzi o să abordez problema pericolelor care abat asupra sistemului public de urgență din România.